Astăzi nu mai suntem la DNA București, ci la DNA Ploiești. Pentru că, da, în partea a doua a emisiunii o să vorbim despre dosarul deputatului Auto, mai exact cel care, în urma unui flagrant, a fugit și era gata să dea și peste doi oameni ai legii. Totul a plecat de la împrejurarea că denunțătorul nu a respectat întocmai indicațiile date de procurorul anchetator. Iar întâlnirea a avut loc la o distanță de aproximativ 100 de metri față de locul unde trebuia să fie acea întâlnire și unde lucrurile erau organizate, iar ofițerii de poliție erau pregătiți să intervină.